Primăria Suceava are aproape 800 de locuințe sociale și anele, toate închiriate. Aproximativ 30% dintre chiriași sunt răuplatnici. Unii dintre ei nu au mai trecut pe la caseria primăriei ca să achite chiria sau pe la asociația de proprietari ca să plătească întreținerea de un deceniu. Puse cap la cap, datoriile chiriașilor se ridică la aproape 500.000 de euro. Suma era mai mică în urmă cu 2 ani. Astăzi putem discuta de o datorie care se apropie de 20 de miliarde de lei. E o sumă foarte mare, având în vedere că acești beneficiari ai unor locuințe, fie din fondul de stat, fie locuințe sociale, fie locuințe anele, au obligația și prin contract de a-și achita la timp, în termen, toate datoriile, respectiv datoriile cu chiria și datoriile cu întreținerea. Din păcate, dacă atunci când beneficiază, când primesc o asemenea locuință, se angajează și promit că vor face, vor efectua aceste plăți, în timp se pare că foarte mulți uită de această obligație. Pe primul loc în topul datornicilor se află o familie care ocupa un microapartament aflat în blocul E1 de pe bulevardul Ana Ipătescu. În februarie 2013, datoria asistaților sociale la întreținere era de 90.000 de lei. În aprilie 2013, chiriașii au părăsit apartamentul fără să achite nici măcar un leu la întreținere. Astăzi, suma datorată a crescut cu 40.000 de lei, pentru că asociația de proprietari a fost nevoită să calculeze penalitățile de întârziere la plată. Acum asociația încearcă să recupereze banii de la Primăria Suceava prin intermediul instanței de judecată. Din 2012 am luat măsuri în sensul urmăririi acestor datorii în instanță, a urmăririi lor înainte de a se acumula sume foarte mari, dar ceea ce am găsit la momentul când am ajuns, când am fost ales și când am fost promovat de către colegii mei viceprimar, reprezintă totuși niște sume foarte mari. Un caz celebru pe care îl cunoaștem cu toții este acel caz al unei doamne din Asociația 25, care niciodată nu a plătit nicio sumă, nici în contul chiriei, nici în contul cheltuielor de întreținere. Astăzi, asociația ne-a dat în judecată și ne urmărește pe noi ca proprietari pentru decontarea acelor sume restante la întreținere, care sunt în jur de 132.000 de lei astăzi. Chiar dacă sumele datorate de chiriași sunt enorme, Primăria Suceava nu a adoptat o strategie coerentă pentru stoparea fenomenului. Primăria nu a desemnat nici măcar un angajat ca să monitorizeze situația și să ia măsuri acolo unde se impun. Viceprimarul Ovidiu Doroftei recunoaște că chiriașii răuplatnici au fost și încă mai sunt tolerați. Problema este că sunt tolerați pe banii contribuabililor. Tolerată de către cine, de Primăria? În primul rând, de către asociația de proprietari. Dacă asociațiile de proprietari pot spune că au fost îndemnate la un asemenea gest de toleranță de către altcineva, să o facă. Eu unul nu am solicitat și nu voi solicita nimănui vreodată să nu respecte legea și să nu aplice legea. Dacă ar fi recuperați, cei 500.000 de euro ar putea fi folosiți pentru reabilitarea locuințelor sociale. Unele spații locative pun în pericol viața chiriașilor.